Bine v-am regăsit la Exclusiv în România, parafrazez Shakespearean. Va fi sau nu va fi această emisiune așa cum ne-am propus noi? Daci, enigmatici, nu știm foarte multe despre ei, nu știm aproape nimic despre Zalmoxis, marele lor lider spiritual, sau ceea ce știm oricum rămâne încărcat de controverse și semne de întrebare. Iar noi astăzi încercăm să facem, de exemplu, turism sau să mergem cu bună credință pe urmele locului în care ar fi fost sălașul marelui zeu, sălașul lui Zalmoxis. Unde? Gugu, Godeanu, în alte părți? O să încercăm să lămurim măcar parțial acest capitol, dacă reușim să urcăm. Cristina își propune să urce și pe Gugu și pe Godeanu. Eu rămân undeva mai la vale, pentru că într-o continuitate, după daci au venit și romanii, a existat perioada daco-romană, au început construcțiile, din care ulterior cei care s-au creștinat au luat câte o pietricică și au construit câte o biserică. Și nu-i de mirare că țara Hatzegul e plină de biserici vechi de piatră, de secol 12-13, cu începuturi poate chiar și înainte, biserici de lemn de prin secolele 10-11, o spiritualitate care a fost în permanență frământată de istorie, pentru că unii dintre cnezii locali, de exemplu, s-au maghiarizat, au devenit catolici, apoi protestanți, au venit și unitarieni, apoi au venit și uniții sau greco-catolici, ortodoxi au fost tot timpul și ei prin zonă și toată spiritualitatea locului a fost permanent frământată. Frământați sunt și virșlii. Ați aflat, cunoașteți, dacă veniți în țara Hatzegului și nu gustați virșli, înseamnă că parțial ați pierdut gustul, dacă doriți, locului. Noi încercăm să le descoperim pe toate. Nu va fi deloc simplu și nici nu știu cât vom reuși, dar vom încerca. Cristina și cu mine și mai ales cu voi.